Astăzi m-am hotărât să presez la boștină, să și deja fierbe, să luăm capacul. Uite ce bine clocotește. Se aburește și camera. Așa. Fierbe foarte bine. Și de la vreo 70 de rame, cred, boștina. A stat în apă, l-a muiat o grămadă de timp și acum a venit vremea să o presez și vreau să vă arăt cum. Arzătorul cu butelia. Pune în sacul de iute aici. Facem loc. Luăm boștina din asta clocotită. Să fie mult timp. De oră clocotit. Să știm. Răsucim sacul, ca să fie așa, răsucit. Se vede? Deja curge. Aici sacul ăsta, răsucit. Acolo curge. Așa. Aici vin două fiare ca să nu lase să se ridice în sus. Și partea asta la altă. Așa, după ce am asigurat-o, vârtim. Prima dată e mai greu, că încă e rece, nu e așa încălzită. Până când începe să îi dea drumul. Are tendința să ridice ceara în sus. Se
Haideți să facem la toată. Ceva bine aranjat acolo. Ia o mamușile, am uitat. Nu, nu, ia o mamușile. Îmi trebuie să mă opresc în urmă. Golim boștina pe un nylon aici. Repetăm operațiunea. Așa.
punem nailonul ca să nu găurească presa. Are un șurub în fund, îi găurește sacul. Să fim atenți să nu se umple găleata. Cum curge, se vede că curge foarte bine. Și repetăm operațiunea de mai multe ori până când terminăm tot butoiul. În vreo 5-6 ture se termină butoiul de boștină de presat. Mulțumesc că mă urmăriți!